Admitem că referendumul președintelui țării va avea loc. Noi cel puțin să admitem că el câștigă la toate cele patru întrebări. Să depunem toate eforturile necesare. Să admitem că el câștigă la toate cele patru întrebări. Să admitem că este declarat referendumul. Apropo, poți participa și 3 oameni și poți participa și 1 milion? Nu contează. Nu. Deci este un prag de validare a referendumului, este o treime. Deci dacă la referendum participă sub o treime, acel referendum nu poate fi calificat. Să admitem că este validat. La modul practic, mai departe, ce se întâmplă cu aceste... Luăm act și mergem mai departe. Este un referendum consultativ care ne aduce o informație. Și atât. Deci a doua zi, noi, după ce veți număra rezultatele, noi vom afla... Nu, stați o clipă. Eu nu zadar și echipa mea a muncit la Comisia Electorală Centrală. În 3 ore se anunță rezultatele și se publică pagina web a Comisiei. Okay. Nu a doua zi și nu a treia zi. Au trecut timpul ceas. Așa. În 3 ceasă, deci se anunță rezultatele. Exact. Igor Dodon, să admitem, câștigă la toate 4 întrebări, căci conform unor sondaj așa arată că câștigă la toate 4 întrebări. Okay. Deci, cred mai departe se întâmplă ce? Asta v-am zis eu. Sub aspect juridic nu se întâmplă nimic. Luăm act de aceste date și mergem mai departe. Referendumul consultativ nu poartă niciun efect juridic. Este o consultare a opiniei cetățenilor. Când spuneți luăm...